Din timp, o resursă pentru clasa a doua. Cea mai simplă definiție a expresiei din timp este a nu amâna ceea ce ai de făcut. Să ne imaginăm o zi de școală ca pe un drum, care pornește la ora 7 dimineața sau la ora la care tu te trezești și se termină seara, undeva la ora 21. După aceea, 4 ore vei fi la școală, să spunem că de la 8 la 12. Ce vei face cu restul zilei? Cum vei organiza timpul de învățat, de jucat, de relaxat, de ajutat în casă și așa mai departe? Hai să vedem acest timp de după școală ca pe un drum drept. Ia o foaie de hârtie, desenează un dreptunghi lung și trece orele 12 și 20 la capete, numărul 16 la mijloc și restul orelor ca în imagine. Dacă ne gândim acum doar la timpul de a învăța, fie că vorbim despre a scrie tema la matematică, a face un poster la muzică sau a învăța o poezie, tu trebuie să decizi la ce oră vrei să începi. Orele pe care le ai la dispoziție, eu le-am împărțit în trei grupuri sau intervale. Primul, de la 12 la 14, l-am numit din timp. Pentru că, dacă începi în acest interval, vei avea mai mult timp liber la dispoziție și nu vei lăsa pe mai târziu. Sau poate ai mai auzit expresia, nu lăsa pe mâine ceea ce poți face azi. Al doilea, de la 15 la 17, este intervalul ai timp, deoarece te afli la jumătatea timpului tău de lucru, iar dacă te apuci acum, nu îți vei aglomera intervalul de seară. Ultimul, de la 18 la 20, este intervalul puțin timp, deoarece mai ai puțin timp și puțină energie pentru învățat. Acum, singur sau cu ajutorul unui adult, poți construi câteva stegulețe. Pentru aceasta ai nevoie de scobitori, foarfecă, lipici și bucățele de hârtie. Pe hârtiuță vei pune la mijloc o scobitoare, puțin lipici, și le vei lipi prin îndoire, ca în imagine. Pe o parte a stegulețului poți trece literele disciplinelor așa cum apar în orarul tău, cum ar fi CLR pentru comunicare în limba română, sau poți trece câte un simbol pentru fiecare disciplină. Fii creativ! Iar pe cealaltă parte a stegulețului, trece semnul V de la văzut sau am terminat. Eu voi trece pe stegulețele mele cele trei exemple de mai devreme și le voi așeza așa pe linia timpului meu. Tu cum le-ai așeza altfel? Pune literele celor trei discipline pe linia orelor de pe foaia ta. Atunci când așezi cel puțin un steguleț în intervalul de învățare din timp și îl duci la bun sfârșit, ajuți celelalte stegulețe să nu rămână fără timp. Ordinea și intervalul de timp în care ales să înveți, cel mai bine le stabilești împreună cu un adult, astfel încât să nu lași toate stegulețele tale în zona de învățare cu puțin timp. Recomandat este să te ocupi singur și din timp de unele teme mai ușoare și să le lași pe cele la care ai nevoie de ajutor pentru momentul în care unul dintre adulți este disponibil, cum ar fi seara când vine de la muncă. Iar cu timpul, sau măcar din timp în timp, vei reuși să-ți pui și să termini cât mai multe stegulețe în zona învăț din timp.